Am ajuns, suntem pe lacul Isac. E destul de bate vântul, ce să zic. Credeam că o să fie mai domol astăzi. Mâine zice că sunt 15 grade. Salut, salut Mius, salut Andrei Stavarache, Nomad, salut Adrian Doboș, salut. Ziceam că sunt pe Isac, încercăm să atacăm cu niște un Dolinger, nu? Un Dolinger? Și o iuliță de la Berdi. Acum intrăm în... Stați că trebuie să pornesc barca să nu intrăm în stuf. Două secunde. Rămâneți cu noi pe canalul 2. Băieți, iasă puțin ca să aia. Trebuie să... Bate vântul foarte tare, sunt lacuri pe Isac. Astea, valuri pe Isac destul de mari. Și încercăm să ne mutăm poziția cât mai des, că ne bagă foarte repede în stuf. Am avut câteva lansări. Tot mai insistăm. Tata, hai pune-te jos ca să mergem pe Uzina, că nu facem față. Așa arată Isac acum. Mergem pe Uzina pentru că avem de sărbătorit o strigă de rom și faptul că am ajuns aici. N-am luat nimic, deci nimic. Nu merge, ce să... A? Sticla de rom, am luat o sticlă de rom, ce-i drept? Și noi să luăm o gură pentru că e frig, frate! Bate vântul, frunza îndungă și tucile mi le alungă. Ce să mai, e vânt, e urât, dar acum e momentul ei. Nu e deloc caldă apa, dar sunt niște varuri pe care dacă nu știi să le tai, cum sunt eu șofer de un an de zile. Ce să mai, o să mă concentrez la condus. Vreau să vă zic doar că e vreme urâtă, suntem pe Isac. Mâine încercăm să atacăm și Bibanul. Și știu că avem la noi tot ce ne trebuie. Rămâneți aproape pe canalul meu de YouTube. Aici o să vă pun niște filmulețe, o să vă mai spun ce și cum. Până una alta, închei transmisia de aici, că m-am făcut căcat afasta. Nu mai pot! Și... Aoleu! M-a rupt! Și trebuie să găsesc și ieșirea înspre... Uzdina, bă, fii mă și tu atent. De tot era. Hai. De tot era. Ne auzim mai încolo. V-am pupat. Pa.